Am fost rugat să particip la o cununie ca să țin locul unui coleg păstor plecat în America. M-am dus necunoscând pe nimeni și fără nicio tragere de inimă, pentru că nu era sectorul meu și trebuia să fac ceva ce nu-mi plăcea. Nu știam că Dumnezeu voia să-mi dea o lecție deosebită în seara aceea. Eram în biserică, la Amvon, când au venit Mirele și Mireasa. Noi îi cunoșteam, localitatea aceea fiind departe de casa mea. A intrat ea prima, la braț cu tatăl ei, care a dus-o până în fața altarului. Nu mi-am putut desprinde ochii de la ea, indiferent cât de pocăit sau de înțelept aș fi fost în slujba mea de pastor. Cu toate că nu aveam voie să mă uit astfel, stăteam cu ochii holbați la ea, cu groază și oarecum cu repulsie. Nu avea decât jumătate de obraz. Cealaltă parte era strâmbă, iar la un ochi nu se vedea decât albul, fiind întors în orbită. N-am știut ce să cred în clipa aceea, iar când a intrat Mirele am devenit și mai confuz. A venit însoțit de mama lui la altar, un mire frumos. Așa băiat frumos nu mi-a fost dat să văd până atunci. Am făcut slujba, dar n-am putut să o fac bine. I-am declarat soț și soție. El i-a tras voalul de pe față, a sărutat-o și i-a lăsat voalul pe spate. Nu-mi puteam desprinde ochii de la ei. Deși o parte dintre cei prezenți știau, eu nu știam. M-a invitat la masă. Doar puțin, frate, ești așa de departe și trebuie să mănânci ceva. M-am așezat lângă tatăl Miresei și, gândindu-mă că Mireasa trebuie să fie teribil de bogată, i-am zis: frate, e o nuntă frumoasă, superbă, cu așa lucruri frumoase aranjate pe mese. Dumneavoastră ați organizat-o? El mi-a răspuns: nu, că noi suntem săraci lipiți pământului. Mirele a făcut totul. Ei sunt bogați. Am simțit că mă prăbușesc. Am zis atunci: ce s-a întâmplat cu fata dumneavoastră? Voiam să știu dacă din naștere a fost așa. Au început să-i curgă lacrimile și el s-a pornit să-mi povestească. Eu i-am făcut asta. Nu a fost fată mai frumoasă în cartierul nostru, poate nici în orașul nostru, ca ea. Când a avut 6 ani, soția mea s-a despărțit de mine, a plecat. Eu nu am vrut să mă recăsătoresc, ci am rămas cu fata ca să o cresc, singura mea bucurie. În urmă cu un timp oarecare, pe când era ultimul an de liceu, a venit într-o seară la mine și mi-a spus: tată, sunt plină de bucurie și te rog frumos să mă ierți dacă am întârziat. În seara asta, tată, am fost la biserică și Dumnezeu mi-a vorbit în mod special. Începând de astăzi, vreau să fiu copilul lui Dumnezeu. Furios i-am răspuns: cu mâna mea te-am făcut, cu mâna mea te omor. Neam din neamul nostru nu ne-a mai făcut nimeni de rușine casa. Te-am crescut până acum și mi-am sacrificat viața. M-aș fi putut recăsători, dar n-am făcut-o din cauza ta, pentru că am vrut să fie așa cum vreau eu să fie. Mă și gândisem la copilul unui prieten de-al meu, care s-ar fi potrivit fata mea, om cu care făcusem armata împreună, vecin de-al nostru, om cu dare de mână. De atunci am început să o bat sistematic. Ea mi-a răspuns: tată, eu de Dumnezeu nu mă pot lăsa. Am investit tot ce am avut în el. Ție ți-a rămas doar dragostea de fică. Lui i-am dat tot restul iubirii mele și nu am cum să fac negoț cu tine. Tată, nu că nu vreau să mă las de Dumnezeu, dar nu mă pot lăsa de El. O seară, fiind mai beat ca de obicei, am trântit-o jos și am lovit-o cu pumnii. Nu știu exact câți pumni am dat. După aceea, cu bocanci în gură și în cap, au scos-o vecinii din mâinile mele și au dus-o la urgențe. Când m-am trezit din beție, era la reanimare. Când am intrat în salon, toți medicii și asistentele s-au uitat la mine și mi-au reproșat: ieși afară, brută, pușcăria să te mănânce. Nu i-am putut salva nici ochiul, nici jumătate de obraz. A rămas paralizată, cu un ochi nu o să mai vadă niciodată. Le-am zis: vă rog frumos să-mi dați voie să mă duc la ea, să o întreb dacă m-a iertat. Era toată înfășurată în bandaje și i-am spus: mă poți ierta? Ea mi-a răspuns: tată, vorbim mai târziu, că acum mi-e somn. Am dus din nou la ea și am întrebat-o: mă poți ierta? Iar răspunsul ei a fost: tată,
Iisus Hristos și-a dat viața pentru mine. De luni întregi postez să te văd întors la Dumnezeu și am zis că pot să-mi pierd viața aceasta, să pierd cea mai bun, dar Tatăl meu să fie cu mine în cer. Am auzit că nu o să mai văd cu un ochi, dar nu-i nimic, slavă Domnului, am mai rămas cu unul. Nu te îngrijora, o să vezi că o să fie bine. M-am prăbușit în poala crucii lui Iisus Hristos și mi-am întors și eu viața spre Domnul. Dumnezeu mi-a mântuit sufletul, dar rana din inima mea, frate, nu-i vindecată decât în seara aceasta, pentru că luni de zile m-am gândit la ce aduc eu în fața oamenilor acum. O rebut de fată, care nu mai are obraz. Cine se va căsători cu fata mea? Ce viitor mai are ea? După ce tatăl mi-a povestit toate acestea, atât de mult l-am iubit pe Mire, că m-am dus la el și l-am sărutat. L-am întrebat, ce ai văzut în ea? El mi-a răspuns, frate, tu nu vezi cum strălucește fața ei? Nu-mi trebuie pe cineva cu carapace. Carapacea vine și pleacă. Frumusețea adevărată este frumusețea sufletului, a unui suflet dedicat lui Dumnezeu. Acesta nu ne-l poate fura nimeni, niciodată. Dacă Dumnezeu a sădit Duh Sfânt în voi, sunteți cele mai frumoase ființe de pe pământ.